Consumați cafea? Da. Cât de multă? Una, două pe zi. Cât timp rezistați fără cafea? O zi. Vă considerați dependentă? Nu. Nu, aș putea să înlocuiesc cu altceva, de exemplu, ceai verde sau... Și de ce nu o faceți? Păi nu consider că e ceva dăunător cafeaua, așa că... Nu cred că consum o măsură așa de mare încât să îmi pun întrebări și să nu mai consum. O considerați tabiet? Da. Sau viciu? Tabiet. Consumați cafea? Nu, de obicei. Nici măcar din când în când? Așa, da, dacă mă duc la o nuntă, la evenimente, la sărbători din astea. Simțiți că vă energizează? Nu. Consumați cafea? Nu. De ce? Nu știu, îmi place gustul, mai beau așa când ies cu prietenii, eventual pe la terase, dar mi se pare că îmi dă palpitații, nu știu, nu mă simt foarte bine după ce consum. Aveți vreun viciu? Nu. În general, sunt o persoană sănătoasă. Îmi place eventual să alerg. Asta, sportul e viciu, hai să zic. Pe consumatorii de cafea îi considerați viciați? Nu, nici de cum, pentru că mi se pare că intră normal deja. Adică toată lumea consumă la un nivel foarte, foarte larg și deja mi se pare ca fiind ceva obișnuit. Câte cafele beți pe zi? Două. Cine vi le face? Una soția și una la centru, aici, la pensionar. De ce consumați cafea? Păi necesar, să știți că dacă nu consum cafea, mă doare capul. Vă reglează tensiunea? Da. Deci pentru dumneavoastră nu este neapărat un tabiet sau un moft? Nu. Am observat chestia asta. Dimineața, dacă nu beau cafea, să știți, pe la 12 am o durere de cap și atunci prefer să o beau. Are și rol social? Și. Bineînțeles că da. V-ați gândit vreodată să înlocuiți cafeaua cu altceva? Nu. Eu beau de 3-4 ori pe zi cafea. Și ce se întâmplă dacă nu beți într-o zi? Nu se întâmplă nimic. Nu mă doare capul sau așa ceva, dar îmi place să beau cafea de 3-4 ori pe zi. Consumați cafea? Da. Cam câte cafele beți într-o zi? Două. Cât timp ați rezistat fără cafea? O săptămână. Deci nu o considerați viciu? Nu neapărat. Când beți cafelele acestea? Dimineața și după masa, după prânz. V-ați gândit vreodată să înlocuiți cafeaua cu altceva, cu un ceai, de exemplu? Nu, uneori cu ceai de mentă, dar nu, îmi place cafeaua și nu aș înlocui eu. Consumați cafea? Da. Cam câtă cafea într-o zi? Una, dimineața. Este viciu sau tabiet? Depinde de persoană. Eu mă limitez la una, păi alții e viciu, că deja fac abuz. Cât timp s-a întâmplat să nu consumați cafea? Am încercat să o las, dar nu a mers. Așa că am două săptămâni, m-am abținut, dar mai mult nu a mers. Ce s-a întâmplat? De ce v-ați reapucat? Și din obișnuință și, na, eu moft. Ați încercat să înlocuiți cu altceva? Mai am băut ceai. Cu ceaiuri, da. Consumați cafea? Da. O considerați un viciu sau o plăcere? Uneori o necesitate. Cam câtă cafea beți în fiecare zi? Ocazional, una pe zi și nu beau zilnic. Asta vreau să vă întreb, dacă ați rezistat, cât ați rezistat fără cafea? Ani de zile, luni. Nu, chiar nu am o dependență. De multe ori nu-și face efectul. Uneori o beau de plăcere. Consumați cafea? Da. Cam câtă într-o zi? 3 cafele. Când? În ce moment ale zilei? 2 dimineața și una pe la amiază. Cât timp ați rezistat fără cafea? N-am încercat așa. A fost și când am zi fără cafea. Este tabiet sau viciu? Tabiet, cred. Eu așa zic că este tabiet. Ați încercat să înlocuiți consumul de cafea cu altceva? Da, merge și cu ceai, ok. Nu am probleme. Vă imaginați viața fără cafea? Nu, că îmi place gustul.